Cum s-a făcut privatizarea în România? Se pare că nu așa cum ar fi trebuit, susțin majoritatea cetățenilor. Privatizarea trebuia făcută, dar s-a făcut în favoarea unora sau a fost impusă și așa s-a distrus o industrie care pornea la prima cheie. Iar după 23 de ani de stat degeaba, această mașină de cursă s-a răblăgit și nu va mai porni nici cu cheia franceză. Bună ziua! Ce părere aveți de cum s-a făcut privatizarea în România? Da, băi, știți foarte bine cum s-a făcut. Părerea dumneavoastră ne interesează. Părerea mea a fost dată pe nimic. Cred că a fost impusă de cineva. Părerea mea că nu a fost în regulă. Privatizare trebuia făcută, deci e bine. Acum modalitatea cum s-a făcut, nu știu, numai de la televiziune. Și apoi știi cum e aia, zice că ați mințit poporul cu televizorul. Nu pot spune că s-a făcut așa sau altfel. În favoarea unora. Deci unii au câștigat, ceilalți au pierdut. Deci, care au avut bani, i-au plătit și așa s-au făcut. Deci toate, la noi numai toate merg foarte rău. Dar ar fi trebuit să fie întrebați oamenii mai întâi de toate cum să se facă depărtat. Tocmai pentru că nu am nicio șansă aici. Șansele mi s-au oferit în altă parte. Prost după mine. De ce? De ce? Pentru că totdeauna la privatizare au luat aia care au trebuit, nu cei care meritau. Asta e adevărul. Și s-au vândut pe degeaba. Cum s-a făcut? Binișor. Și mai lasă de dorit. Într-un fel bun, altfel nu. A grămadă de lucru este care, deci oamenii nu are de loc de muncă și cum facem cu asta? E bine? Prost. De ce? Pentru că nu merge treaba. Nejustificat. Dacă nu mai sună, nu mai vibrează, nu se mai aude, nu mai are semnal, dacă până pornește inventezi cuvinte noi, sau dacă doar nu-ți mai place fața lui, înainte să, nu știi ce, eu dau cu el de pământ, ai pe la noi. Dar nu lângă troiță, pentru că ne-am mutat vis-a-vis de check. GSM Land. Servicii și telefoane noi sau second hand. GSM Land. Acum în noua locație vis-a-vis de check lângă magazinul Helen. GSM Land. Doctor specialist în telefoane mobile.